O nouă reușită, marca Robot X Hunedoara, un program creat de 3 elevi hunedoreni, va rula pe Stația Spațială Internațională pentru a evalua starea de sănătate a vegetației la nivelul întregii planete. Cu ajutorul acestui program vor fi efectuate 2 rotații în jurul Pământului în aproximativ 3 ore, care va înregistra în jur de 1000 de imagini pe care echipa hunedoreană le va primi la finalul lunii mai. În baza acestor imagini se va putea stabili gradul de sănătate a vegetației la nivel global. Agenția Spațială Europeană a anunțat că un experiment gândit de 3 elevi hunedoreni va fi aplicat în săptămânile următoare pe Stația Spațială Internațională. Mai exact, este vorba despre un soft cu ajutorul căruia se va face o evaluare a evoluției stării de sănătate a vegetației la nivelul întregii planete. Zilele astea, săptămânile astea, va rula pe Stația Spațială Internațională un program făcut de ei, care timp de 2 rotații ale stației spațiale în jurul Pământului, asta înseamnă vreo 3 ore, va înregistra aproximativ 1000 de imagini pe care le vom primi la sfârșitul lunii mai și pe baza lor vom determina gradul de sănătate al vegetației la nivel planetar. Și în plus ne propunem să antrenăm o inteligență artificială să poată să facă predicții, adică folosind imagini ale acelor zone din anii precedenți să învețe cum se schimbă lucrurile, pentru că inteligența artificială poate să detecteze pattern-uri, modele pe care nouă ne scapă și să vedem dacă putem face predicții viabile, pentru că ne interesează foarte, foarte mult care este starea de vegetație la nivel planetar. Depindem cu totul de asta. Programul a fost gândit și creat de Alexandru Budiul, elev în clasa a 10-a la Liceul Teoretic Traian Lalescu, Maria Alexa, elevă în clasa a 9-a la același liceu, și Luca Rădos, elev în clasa a 10-a la Colegiul Național Iancu de Hunedoara.